Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Am revenit. Agricultura o șansă pentru România. Vă spuneam înainte de pauză că vom discuta în minutele următoare despre ce se mai întâmplă la combinatul Azomureș, combinatul de producție de îngrășăminte chimice. Și de data aceasta, spune, după ceva timp, sigur, avem vești bune. Pentru a le afla, l-am invitat alături de noi pe domnul Ovidiu Maior. Este purtător de cuvânt la Azomureș. Bună ziua, domnule Maior, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și, într-adevăr, agricultura este o șansă pentru România. Așa este, aveți dreptate și avem și vești bune, nu înțeleg, de la dinspre Azomureș. Da, în acest moment tonul nostru este unul pozitiv, dar nu este datorat neapărat unor măsuri luate la nivel național sau internațional, ci datorită vremii de afară. Gazul natural s-a ieftinit datorită vremurilor calde pe care le trăim, anotimpului pe care îl traversăm, temperaturile au crescut, consumul de gaz natural a scăzut la nivel național, la nivel european, astfel încât și ceea ce reușim să vedem pe prețurile internaționale este un lucru pozitiv. Prețul gazului natural a scăzut, vă preamintesc, 80% dintr-un sac de îngrășăminte este gaz natural. De aceea este foarte important pentru noi ceea ce se întâmplă pe piața gazelor naturale. Ceea ce ne permite în momentul de față să ne gândim într-o perspectivă ceva mai lungă de o săptămână, două, câteva luni și să credem că trendul este unul pozitiv și vom reuși să producem îngrășăminte pentru agricultura românească. Am văzut că planul dumneavoastră pe care l-ați făcut public este acela de a mai angaja personal, nu? Pe de-o parte, și pentru a ajunge la capacitatea, nu știu să spun, maximă, e corect, de producție. Da, o capacitate normală. O capacitate normală, ok. Da? În momentul de față suntem cu jumătate din instalații în producție, ceea ce înseamnă o capacitate de producție undeva la 60%. Dacă totul continuă așa cum se întâmplă astăzi, așa cum planurile, undeva în vară, fie că e început de vară sau sfârșit de vară, vom reuși să ajungem la o capacitate de 100%, adică să avem pornite ambele instalații de producere a amoniacului, ceea ce se transferă în funcționarea tuturor celorlalte instalații adiacente. E un trend oarecum normal, pe care simțim astăzi, moment în care piața gazului și piața fertilizanților sunt paralele și ne permit să ne gândim pe termen mai lung. Nu mai există, cel puțin astăzi, și insist să repet, pe cel puțin astăzi, pentru că se pot întâmpla lucruri deosebite. Da. Precauția dumneavoastră e normală. Precauție. E normală. Astăzi, piața fertilizanților și piața gazelor naturale sunt o structură paralelă, ceea ce ne permite să gândim în ceea ce v-am zis. Acum, sigur că întrebarea e cum veți găsi forță de muncă. Sunt multe sectoare în care forța de muncă este deficitară sau, mă rog, angajatorii caută forță de muncă. Unele le găsesc, în unele situații nu, e mai complicat. La dumneavoastră, cum simțiți că stau lucrurile în materie de forță de muncă? Înțeleg că vreți să mai angajați oameni, asta e important, nu? Da. În ultimii doi ani și jumătate, când am avut aceste probleme de întrerupere a producției și mai mult am fost oprit, politica companiei a fost de a păstra forța de muncă cu toate riscurile care veneau din această asumare. Motiv pentru care, e drept, am pierdut o parte dintre angajați, fie prin pensionare, fie prin persoane care au ales voluntar. Poate o plecare voluntară. Nu? La un moment dat, oricine era liber totuși să plece, să suntem într-o... Corect, exista o anumită incertitudine, e o piață liberă, nu ne putem opune acestui lucru. Dar grosul, sau cea mai mare
cea mai mare comunitate de angajați a fost păstrată și suntem astăzi în măsura de a avea nevoie pentru în lunile următoare de câteva zeci de angajați, în special în zona de producție, operatori în domeniul industriei, care sperăm noi că vom reuși să absorbim din comunitatea locală, indiferent dacă această comunitate se numește Târgu Mureș, județul Mureș sau chiar județul Cluj sau județul Alba, pentru că sunt zone cum ar fi Câmpia Turzii, Turda, Ocna Mureș, zone industrializate din care au dispărut o serie de companii. Astăzi avem o legătură directă cu autostrada, e vorba de ruta Cluj-Târgu Mureș sau Alba-Târgu Mureș, care poate să aducă foarte ușor. E un avantaj acesta, adică un foarte mare avantaj. Autostrada se descarcă fix în poarta Azu Mureș. Deci e chiar un avantaj foarte mare din acest punct de vedere. Și sunt oameni calificați, oameni care au lucrat în industrie, știu ce înseamnă un loc de muncă în zona industrială și e un pic mai ușor pentru noi. Da, corect. E bun, sigur că ne dorim să faceți aceste, să reușiți să găsiți forță de muncă aceasta calificată. Cât de mult vă presează timpul? Nu vreau să dezechilibrăm raportul cerere-ofertă, dar propune ideea, mă rog, compania își dorește să angajeze acești oameni, această forță de muncă nouă, undeva până în vară sau până la sfârșitul anului? Sau cum ați vedea eșalonarea? Ideal, noi am început această campanie de recrutare în urmă cu 2 săptămâni. E nevoie clar de cel puțin 3 luni în care oamenii care vor alege să lucreze la Azu Mureș să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă Azu Mureș, cu proceduri, locuri de muncă și așa mai, un training personalizat, o calificare la locul de muncă, să-i spunem, iar după aceea vor primi responsabilități în funcție de ce este pregătit fiecare. Deci, oarecum, suntem în timingul potrivit. Da? Suntem în martie, vorbim de vară, când ar trebui să repornim la capacitate normală instalațiile. Este un timp suficient pentru a învăța anumite proceduri. Evident, și după aceste 3 luni, noi angajați vor fi în grija cuiva, să spunem, dar lucrurile merg într-o direcție bună. Ok. Mai văd, dacă tot în materialele de presă, să mai precizăm poate și acest lucru sau să deconfirmați dacă e corect sau nu. Sigur, salariul lunar ar fi între 3.000 și 6.000 de lei. E vorba, sigur, de o marjă mai mare. 3.000 și 6.000 de lei salariul brut, la care se pot adăuga tichete de masă, prime de vacanță, prime de sărbători, sporuri. Acesta este un pachet extra salarial în funcție de calificări, probabil și de experiență, nu? Da, dacă ne gândim doar la tichetele de masă, sunt undeva la 800 de lei pe lună. Okay. Adăugând la un net, plus ture, dar e doar venitul de intrare. Pe măsură ce fiecare operator se autorizează pe un post, acest venit crește și pe măsură ce responsabilitățile cresc și venitul crește. Un parcurs care poate fi derulat destul de repede, astfel încât venitul să fie unul normal, corect, pentru industria pe care o reprezentăm. Bun, deci cum spuneam, vești bune, să zicem, vești pozitive, pentru că nu perioada în ultimii 2 ani, așa cum ați precizat, a fost destul de complicată și pentru Azu Mureș, nu numai, evident. Dar cu precizarea, și aici poate o să vă rog și o concluzie să ne spuneți, cu precizarea că acesta este momentul. Dacă lucrurile vor merge bine, în special pe piața gazului, că acolo e de fapt una dintre probleme. Și pe piața fertilizanților la nivel mondial, pentru că e raportată și piața românească la piața internațională. Corect, trebuie să fim în continuare precauți. Ne dorim să utilizăm gazul românesc în industria românească cu angajați din România, să pregătim o campanie agricolă în care fertilizanții Azu Mureș și fertilizanții produși în România să ajungă în fermele românești, în toamnă sau în primăvară anul viitor. Ne dorim în continuare un parteneriat cu ceea ce înseamnă astăzi statul român.
lucrurile merg într-o direcție bună astăzi. Să sperăm că acest parcurs nu va fi perturbat de o criză mondială, de un conflict local, cum am văzut în ultima perioadă. De exemplu, conflictul de anul trecut din octombrie, din Orientul Mijlociu, care teoretic n-ar fi avut nicio legătură directă cu Europa sau cu România, a avut un impact asupra prețului gazului. Da, se vede în piața gazelor, se văd astfel de tensiuni geopolitice. Care nu depind neapărat de noi, dar noi suntem aici și producem în România pentru fermierii de România. Sperăm că acest lucru va dura. Vă mulțumesc pentru intervenția de astăzi și pentru informațiile oferite. Vă așteptăm, sigur, când sunt noutăți, vă așteptăm la Agro TV, evident. Mulțumesc, Ovidiu Maier, pentru prezență. A fost domnul Ovidiu Maier alături de noi, purtător de cuvânt al Azo Mureș, cu câteva noutăți. Ele sunt în primul rând legate, cum spuneam, de creșterea capacității. Domnul Maior a avut această expresie, o capacitate normală de producție să ajungă Azo Mureșul. E foarte bine undeva până în vară sau până anul acesta să ajungem, să ajungă la această capacitate, astfel încât aceste fertilizanții să fie produși și în țară, nu doar din import, deși sigur că o bună perioadă au venit și din import pentru a suplimenta cererea de pe piața românească. Bun, doar câteva titluri de pe Agro TV. Nu, avem acum, dacă mai e timp, vă citesc un pic mai târziu titlurile. Acum o avem la telefon pe colega noastră Elena Picu, este corespondent Agro TV în județul Argeș. Bună ziua, Elena, mulțumesc pentru că ești cu noi din nou. Bun găsit, Rudi, spun și eu ca de obicei ție și telespectatorilor noștri. Cu ce vești mai vii astăzi? Am văzut că sunt câteva lucruri legate de tratamentele pentru păsări. Și dacă mai rămâne timp, discutăm și dacă mai sunt și alte știri, da? Haideți să începem cu acesta. Astăzi am considerat că este bine să aducem în atenția telespectatorilor câteva informații legate de campaniile de vaccinare ale păsărilor din gospodării împotriva pseudopestei aviare, pentru că este o boală gravă, ușor transmisibilă. În județul Argeș, grație acestor campanii organizate cu sprijinul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, s-a reușit eradicarea acestei boli de câțiva ani buni. Nu au mai existat focare de pseudopesta aviară la nivelul județului, iar în această perioadă sunt în plină desfășurare aceste campanii și probabil că nu doar în județul Argeș, în special în zonele traversate de culoarele, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor monitorizează atent culoarele de zbor ale păsărilor migratoare, considerate vector principal de transmitere al acestor boli și nu doar al acestora. Și atunci, pentru că monitorizează aceste culoare de zbor, pentru că au aceste campanii organizate în fiecare an, este util de știut de către gospodari care sunt măsurile pe care trebuie să le ia anterior vaccinării, pentru că înainte agentul veterinar trebuie să ajungă la gospodari, să îi anunțe când reușește să ajungă în zona, astfel încât gospodarii să țină animalele în adăposturi și să nu le elibereze, pentru că așa se desfășoară mult mai rapid și mai eficient, eficient vaccinarea. În primul rând, în al doilea rând, este util Verben, numărul 1 în tratamentul de care gospodarii le suportă și este vorba de contravaloarea vaccinului pe care medicul veterinar îl achiziționează în vederea efectuării acestor vaccinuri. Deci gospodarii trebuie să plătească, nu contravaloarea vaccinului, e normal. Doar contravaloarea vaccinului și nu manopera, așa cum am spus puțin mai devreme, și medicii veterinari le cumpără aceste vaccinuri și depinde de fiecare medic veterinar
cum și le procură, de unde, așadar nu sunt niște costuri foarte mari și ținând cont de faptul că paza bună trece primejdiarea, probabil că este o măsură utilă și astfel să păstreze păsările din gospodării sănătoase și, bineînțeles, să le ferească pentru viitor. Important este de știut că toți gospodarii ar trebui să facă acest lucru. Indiferent de numărul de păsări pe care le-au în curte, cam indiferent, sigur că da, nu? Toate păsările okay. din gospodărie se vaccinează. Ok, e importantă această precizare. Și mai este important de asemenea că degeaba vaccinez eu, să spunem, păsările, dacă tu care ești vecin cu mine, gard în gard, refuzi să faci acest lucru. În ultima perioadă mi spunea domnul Sorin Sorescu, directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Largeș, că s-au semnalat și cazuri de refuz al gospodarilor de a face aceste vaccinări. Pur și simplu nu i-au permis medicului veterinar să pătrundă în gospodărie, pentru știm de altfel și de la campaniile de vaccinare la om. Sunt destul de mulți cei care se opun acestei idei și probabil că derivat din acest lucru se aplică și la păsări. Există și gospodari care refuză să facă aceste vaccinări. Da, ce vrei să spui și era important, era faptul că ideal este să ca toate păsările și mai ales și vecinătăți, cei din vecinii să se vaccineze, pentru că există riscul dacă rămân unele nevaccinate să se îmbolnăvească celelalte, nu? Sigur că da. Este exact cum se întâmplă la pomicultură. Degeaba un pomicultor își stropește împotriva dăunătorilor și a bolilor pomii, dacă vecinii nu și fac aceste lucrări la timp, atunci sigur că agenții patogeni pătrund aduși de vânt sau factorii care sunt vectorii, care sunt de transmitere a bolilor. Și este foarte important să menținem sănătatea comunității unde trăim, fie că ne referim la om, la păsări, la animale sau, iată, la pom și la alte culturi. Eu am considerat că este o informație pe care sătenii ar trebui să o știe, să o aibă în vedere și în atenție, bineînțeles, dacă dorim să avem păsări sănătoase, să ne bucurăm de ouă și de carne sănătoasă și noi și cei pe care îi mai avem pe aproape. Din experiența de anul trecut, Elena, totuși oamenii sunt deschiși, adică vor... În majoritatea cazurilor sunt deschiși și sunt cooperanți în aceste inițiative, dar cazuri izolate mai există, care refuză și tocmai de aceea medicii veterinari încearcă să îi lămurească de importanța acestei campanii și trebuie apoi să ținem cont de faptul că dintotdeauna s-au făcut aceste vaccinări la păsări. Nu este acum un lucru care absolut a venit în aceste timpuri. Deci eu mi-aduc aminte în copilărie, eu sunt crescută la țară și mi-aduc aminte că venea agentul veterinar și striga: mâine să nu dați drumul la găini că vin să le fac injecții. Deci este un lucru cu care ne-am născut, cu care am trăit și pe care, iată, și-a produs efectele și efecte pozitive, așa cum spuneam, de ani buni în Argeș și grație acestor campanii, și nu aceasta nu este singura de vaccinare, s-a reușit eradicarea pseudopestei aviare și mai multor boli, chiar nici porcine n-am avut, nici peste porcine n-am avut în ultimii ani. Și asta probabil că se datorează și măsurilor pe care gospodarii le-au luat și atunci este bine să le respectăm. Bun, mulțumesc mult. Trebuie să spunem că această informație va fi și în jurnalul din această seară. Veți putea vedea și veți putea auzi încă o dată această știre. E importantă și cred că această campanie, Elena, noi am vorbit de județul Argeș, dar cred că ea este prezentă în toată țara în această perioadă, nu? Sigur că da, nu se desfășoară doar în județul Argeș, se desfășoară în întreaga țară campaniile de vaccinare, așa cum știm cu toții. Păsări există peste tot, gospodari există peste tot, satul românesc este prezent oriunde și atunci trebuie să avem grijă de el și de sănătatea lui. Mulțumesc încă o dată pentru informații. Te așteptăm în săptămâna viitoare cu noi informații. A fost alături de noi Elena Picu, corespondent Agro TV în județul Argeș.
Doar câteva știri de pe, câteva titluri de pe agro-tv.ro, aș vrea să vă mai citesc. Fonduri europene mai ușor de accesat la AFIR, avem acest titlu, îl puteți găsi. Ministrul Florin Barbu, vești de ultimă oră pentru fermierii români. Trebuie să spun, iată că uitam, ministrul agriculturii va veni în seara aceasta la colegul Ovidiu Ghina la ora 21. Acolo sunt, veți vedea și veți auzi veștile pentru fermierii români la ora 20. Da, scuzați, 20. Bun, când lansează AFM, adică Administrația Fondului de Mediu, noua sesiune de instalare a panourilor fotovoltaice. Aveți și această informație. Și puteți citi și alte articole interesante pe agro-tv.ro. Vă invit așadar să rămâneți pe AgroTV, vă doresc toate cele bune, să ne revedem și să ne reauzim cu bine. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.